Stimați colegi, rugămintea mea e către colegi din partea cealaltă. Poate că sunt defectând de microfon, nu se știe ce se întâmplă. Rugămintea mea e să se apropiem mai spre centru sălii pentru a fi o atmosferă și mai vestită, și mai interactivă, și mai plăcută. Pentru a putea începe, pentru că suntem aproape în calendar, avem o întârziere de o comunicare, adică 15 minute, dar pe care o putem recupera, pentru că sunt toate persoanele care au făcut comunicări prezente, deci am să cer rugămintea, acest rugămintea tuturor celor care sunt cele două sesiuni, în cele două părți ale secțiunii a treia, de a fi de a respecta cele 15 minute alocate pentru a avea și o perioadă pentru discuții. Cred că această secțiune a treia împreună cu domnul profesor Constantin Buchetșa, alternăm această acțiune. Vă propun să facem felul următor. Avem deja persoana care e cu comunitatea întârziată, deci îmi zic și pe domnul Durică să ia aici loc la marșă. O să începem cu dânsul, după care intrăm pe ordinea de fi anunțată în program. Rugămintea e 15 minute, altfel. Și mă ies, și mă ies. Deci, scuze că... Domnule, nu-i pe aveți. Sunt, pentru cei care nu mă așa, mă cunosc. Poate s-a abordat, poate nu s-a abordat această temă pe care vreau să vă propun, și anume memoria victimelor regimului comunist reflectată în procesul legislativ. Emoțiile sunt mari pentru mine, sunt atâta personalitățile și pe care le cunosc mai mult sau mai puțin personal. De la bun început trebuie să menționez faptul că părerile și ideile pe care le spun aici nu sunt sau nu angajează deloc Camera Deputaților unde desfășor activitatea, deci sunt foarte personale. Cercetător. Relativ la subiect, avem aici de față unul dintre martorii atrocităților comise pe regimul comunist în sistemul penitenciar, unul dintre cei martori, trecuți prin bolgile peteștene și mă refer la inițiatorul, mentorul sau cheia de bortă a INSP, domnul profesor Jucea. Ne aflăm totodată la aniversarea 20 de ani de la reființarea INSP. În definitiv, acesta reprezintă unul în cazurile speciale, chiar și ca întindere temporară, când instituția se confundă cu omul. Nu vreau să fac un laudațiu aici, probabil am făcut și alții înaintea mea, dar simt nevoia. Dar atunci când spui INSP, spui Radu Ciuceanu, când spui INSP, invariabil faci referire la sutele de lucrări apărute sub directa pădurilor profesor, lucrări care au fost izvor de inspirație pentru atâția și atâția cercetători a istoriei regimului comunist sau a altor institute de cercetare în acest domeniu, institute apărute mult mai târziu, deci după INSP. Tema comunicării este una pe cât de tehnică și aridă cu referire la titlul de lege, decrete, ordonanțe, pe atât de stringent în aceste zile, în sensul ultimelor acte de acuzare aduse unul dintre foștii comandanți ai internațional comuniste. Fac o mențiune, când am propus acest titlu, încă nu era dezbaterea publică cu cei doi foști comandanți de penitenciar. S-a vorbit și în zilele acestea mai aplica oricând că actul de justiție sau de reparație morală trebuia făcut cu mult, mult mai devreme. Este tardiv, într-adevăr, pentru victime, dar în perspectiva istoriei niciodată nu este prea târziu. Este important de știut faptul că în procesul legislativ, și aici aș vrea să punctez, actele normative adoptate atât la nivelul Parlamentului,
la nivelul executivului s-au bazat și se bazează pe studii de impact, analize, dar și pe documentare laborioase la care cercetătorii istoriei regimului comunist, alături de autobiografiile victimelor regimului concentrațional, au contribuit în mod decisiv pentru înțelegerea fenomenului totalitar și a traumelor provocate de acesta în societatea românească și în celelalte state socialiste. Desigur, nu numai aspectele pur tehnice se au în vedere atunci când este promovat un astfel de, sau un anume normativ, mai sunt și alte elemente de ordin juridic, economic, de oportunitate sau politic. Au fost atât foști deținuți politici, cât și rudele și urmașii acestora, precum și cadre militare purate sau foști proprietari al unor societăți comerciale, au cerut de-a lungul istoriei noastre post-decembriste reparații morale sau alte compensații. După părerea mea, noul stat democratic românesc ar fi trebuit să facă aceste gesturi de minim onoare încă din zorii noi democrații. Apreciez că nu încerc o tratare exhaustivă acestei teme, doar să punctez unele aspecte pe care le consider mai importante și pentru că sunt sub presiunea timpului, aș dori să fac o remarcă la care țin mult deosebit. Și rămân aici în dreapta mea pe un profesor. Cei care au luptat împotriva regimului comunist, cei care au sprijinit într-un fel sau altul luptătorii anticomuniști și au pătimit în tendințele comuniste, nu s-au gândit că au acționat atunci pentru un beneficiu personal, material sau moral, ci au fost călăuziți cu credința în Dumnezeu doar de dorința de a scăpa țara de flagelul roșu, de ocupația sovietică, de regimul totalitar comunist. Atât și nimic mai mult. Dovada cea mai elocventă o reprezintă faptul că multe dintre victimele ororilor comunismului și-au iertat creștinește călării, dar nu i-au uitat. Lucrul acesta trebuie repetat ori de câte ori avem ocazia, pentru că această astfel de glăzărie să nu se mai întâmple. INSD tocmai asta înfăptuiește temeinii de 20 de ani încoace. Trec un pic abrupt, și anume, în România încerc să sar în partea de legislație, de proces legislativ. Prin sintagma victimelor regimului comunist, înțelegem acele acte normative prin care s-a dorit repararea, compensarea suferințelor prin care au trecut acele persoane condamnate, întemnițate sau care și-au pierdut bunul din proprietatea personală. Un prim act reparatoriu îl menționez, decretul legii 118 din 90, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere la 6 martie 45, precum și a celor deportate în sănătate, o constituire în prizonier, semnat de președintele Consiliului Provizoriu de Uniunea Națională, domnul Ion Iliescu. De menționat că pe parcursul a 23 de ani au existat numai puțin de 42 de inițiative de modificare a acestui act normativ la nivelul Camerei Deputaților, vorbesc, din care au rezultat 8 legi. Mai multe hotărâri de guvern și deciziile Curții Constituționale care modifică și completează acest decret. De prevederea acestui decret lege beneficiază, după cum știți, persoane care au executat o peste o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorii jumase libertative sau au fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice. A fost internată în spitale de psihiatrie, a avut domiciliu obligatoriu, a fost rămutată din calitate. Încerc să menționez câteva. De asemenea, fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile prevăzute mai înainte se consideră ca vechime în muncă, un an și 6 luni. Totodată se consideră vechime muncă și perioada în care o persoană aflată într-una din situațiile prevăzute nu s-a putut încadra ca urmare unor invalidități survenite în timpul detenției, dacă dorește că aceasta s-a produs în cauza persecuțiilor la care a fost supusă. Când vorbim de memoria victimelor, ne referim la un număr de 54.919 beneficiare de decretul 118 din 90, din care 28.226 sunt urmași. Acestea sunt niște date pe care le-am găsit la nivelul Ministerului Muncii, valabile pentru martie 2013. Viața schimbă cifrele acestea inevitabil. Se cuvine... Impotriat. Pe care o trăim.
Se cuvine a fi menționată distinția, crucea comemorativă a rezistenței anticomuniste. Această decorație s-a dorit a fi o decorație care să poată recompensa moral pe cei care au suferit în sorbe și lagăre de muncă forțată sau care au fost deportați din motive politice, sociale, religioase sau etnice, precum și pe cei, bineînțeles, care au participat la rezistența armată față de regimul dictatorial. Au încercat să aflu numărul celor decorații, până acum n-am găsit. E posibil să fie undeva o contabilizare, dar mărturisesc că n-am găsit. Am o descriere acestei distinții. Ce este important, că pe reversul ei, care are o cruce, este în formă vertebrală, o cruce, pe revers, interesantă este mențiunea am rezistat prin credință. Orice comentariu este de prisos. Alte acte normative care aduc în prim plan mișcarea de rezistență anticomunistă sunt legea 670 pe 2002 privind aprobarea ordonanței de guvern 64 pe 2002 privind modificarea și completarea ordonanței de urgență de guvern 214 pe 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse din motive politice măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forța regimului comunist instalat în România. Mai sunt legi care vin și modifică legea 173 pe 2006 pentru modificarea ordonanței mai sus menționate. Menționez, sar un pic mai repede, că în octombrie 2010 Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată de statul român prin Ministerul Finanțelor Publice în peste 180 de dosare prin care se decide că un articol, articolul 5, anexul 1 din legea 221 pe 2009 privind condamnarea de caracter politic erau neconstituționale. Prevederile, încerc să mă refer doar la ele, se referă la orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 45-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum și după decesul acestei persoane, soțul sau descendenții acesteia, până la gradul al doilea inclusiv, pot solicita instanțe de judecată în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezenței legi, obligarea statului să acorde despăgubiri pentru prejudiciul unor suferit prin condamnare. Curtea arăta în motivarea deciziei că prin respectiva prevedere de lege se diluează scopul pentru care au fost introduse aceste despăgubiri, întrucât nu se poate considera ca moștenitori de gradul 2, că moștenitorii de gradul 2 au aceeași îndreptățire la despăgubiri pentru daune morale suferite în perioada comunistă de predecesorul lor. Ca și acesta din urmă. Pe de altă parte, în decizie se reține faptul că textul de lege criticat este prea vag și încalcă regulile referitoare la precizie și claritatea unei norme juridice. Curtea mai reține faptul că deja existau mai multe acte normative care aveau scop satisfacția de ordin moral. De asemenea, aprecia că nu poate exista decât o obligație morală a statului de a acorda despăgubiri celor persecutați în perioada comunistă. Nu mai stăruiesc asupra acestor aspecte. Așadar, în procesul legislativ, problema este încă în dezbatere și sunt persoane aici care cunosc pe din propria experiență, ceea ce înseamnă. Profit de prilej să menționez faptul că atât un profesor cât și alții camarazi de intensului au participat la lucrările Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, cel puțin, când a fost în discuție tocmai acest aspect legat de despăgubiri. Această stare de fapt, în contextul în care foști torționari primesc încă pensii mult mai mari decât victimele lor, creează mai mult societății românești reacție dezaprobatoare, din ce în ce mai vehemente. O rezolvare, aș vedea eu, ar fi creșterea acestor despăgubiri, să spunem, bazată pe scăderea veniturilor torționarilor.
care au profitat și profită în continuare de privilegiile regimului comunist. Până atunci, foștii deținuți politici și victimele regimului comunist se sting cu dreptatea în mână și nu mă gândesc aici decât la cazul Ion Diaconescu, care era în proces când s-a stins. Ca opinie personală, nu cred că respectarea suferinței drepturilor victime ale regimului comunist nu trebuie să se opintească de anumite socoteli meschine la bugetul de stat. Am spus acele cifre de 54.000 de beneficiari, sunt niște cifre preci, în spatele cărora se află alte sute de mii de oameni care au pătimit în temniță sau milioane de persoane care au suferit alături de condamnați, reprezentând familia lor. În spatele acestor cifre seci se află multă durere și multe sacrificii. Cea mai nouă prevedere, să spunem așa, considerată oarecum ca o reparație morală, ar fi legea privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire natură sau prin echivalente imobililor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, legea 165 de anul acesta. Au fost și alte tentative de reglementare în acest sens, o propunere legislativă privind reparațiile morale și materialele pentru cadre militare active îndepărtate abuziv din Sistemul Național de Apărare, după 23 august 1944, respinsă acum 8 ani. Poate la fel de important ca și reparațiile morale a fost și legislația cu ajutorul care avem acces la documentele de arhivă. Avem aici un reprezentant, un fost reprezentant, domnul Dumnezeu Antirescu în față, și mă refer la accesul la documentele de arhivă, atât de necesare cercetări istorice. Au fost mai multe propuneri legislative, și deci mă refer la propunerea privind dreptul cetățenilor români de a lua cunoștință de conținutul dosarelor întocmite de fostele organe de securitate, retrasă în 95 de la Senat. În 99, după cum știți, este adoptat de către Parlament legea 187 pe 99 privind accesul la propriul dosar și de conspirarea securității ca poliție politică, așa numită legea TICUS sau legea CNSAS. Legat de acest act normativ, menționez că în 2008 a fost declarat neconstituțional, dar funcționează CNSAS-ul în baza ordonanței 24 din 2008. Aici este locul să menționez faptul că în terminarea 98, am Iordache împreună cu domnul Cristianu și alți parlamentari, 125 la numărul atunci, au inițiat o propunere inițiativă privitoare la acordarea dreptului de examinare a dosarelor de urmărire, anchetă sau judecată întocmite sau aflate în posesia fostelor organe ale securității, care se fundamenta pe ideea unei justiții sociale, dar care nu era o vânătoare de vrăjitoare, cum spunea domnul Închet, în articolul său, nu stigmatiza lucrătorii fostei securități și nu încerca să alcăreze pacea socială abia instaurată atunci. Așa numită legea dosarelor a fost scoasă, să spun așa, din procedură, pentru că au urmat alegerile parlamentare din septembrie 1992, și aici s-a încheiat. Ea a fost doar adoptată de Camera Deputaților, nu a mai ajuns să treacă și la Senat. Tot legat de recursul la memorie, legislativul și guvernul au avut în vedere instituirea unor zile de comemorare a atrocităților regimului fascist și comunist. Menționez ziua de 23 august, deci este declarată zi pentru comemorarea victimelor fascismului și comunismului, și ziua de 21 decembrie, ziua victimelor comunismului în România, de legea 198-2011. Legat de această zi, menționez faptul că în aprilie 2009, Parlamentul European a solicitat declararea zilei de 23 august ca zi internațională a comemorării victimelor asupra tuturor regimurilor totalitare și autoritare, care să fie comemorate cu demnitate și imparțialitate. Statele europene, care adoptaseră până în decembrie 2010, au fost Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia și Suedia. Mai menționez repede temeia memorialului Siget, prin legea 95-97,
din 2012 a fost adoptată doar la Senat o propunere privind înființarea Muzeului Comunismului. Și pentru că suntem în incinta INST, trebuie să menționez, în 13 aprilie 93, Guvernul României emite hotărârea 150 privind înființarea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, instituție autonomă de cercetare științifică cu personalitate juridică, avându-se în București, sub egida Academiei Române. Așa, trec mai repede și ajung și la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc prin comasarea celor două institute existente. Ce vreau să vă spun așa, repede. Aș vrea să vă mai spun un pic și de ce există în Europa. Scurt, faptul că avem în Albania o lege privind statutul persoanelor persecutate politice de regimul comunist, avem în Bulgaria, la fel, o lege referitoare la recompensarea persoanelor care au suferit de pe urmă acțiunilor represive, în Cehia, plăți compensatorii acordate participanților la lupta de liberare națională prizonierilor politici, în Estonia, tot așa la persoane persecutate politic, fiecare au și niște sume care le primesc. În Lituania, legea privind pensiile de stat cuprind referiri la coștii de ținut politici, în Polonia la fel. Menționez că la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat două rezoluții privind măsurile de desfințare a patrimoniului fostului regimul comunist de totalitare, precum și necesitatea condamnării internaționale a crimelor regimului totalitare. Voi prezenta celor care sunt interesați și probabil în publicația care va avea loc după această conferință. Mai menționez un aspect foarte interesant la nivelul Comisiei Europene, din legislația europeană, referitor la negarea crimelor comise de regimurile totalitare. În Republica Cehă, codul penal conține o infracțiune specifică pentru persoane care neagă, pun la îndoială, aprobă sau încearcă să justifice în mod public genocidul nazist sau comunist sau alte crime împotriva umanității. Polonia, la fel, Ungaria, neagă negarea publică, punerea sub semnul îndoielii sau banalizarea genocidelor și altor crime sunt infracțiuni. În Lituania, la fel. Iar, ca final, aș aduce un ultim omagiu pentru cei care și-au lăsat amprenta asupra Institutului și pe care Dumnezeu i-a luat alături de el. Mă gândesc la Tarila Lucia Ramă, în sala în mână care ne aflăm astăzi. Adrian Bișcă. Brișcă, Mircoveanu, Lățea, Radu Maria, Florin Constantiniu, astăzi, domnul profesor Buzatu. Urez INST multă putere de muncă și bună cuținută. Da. Și o mai multă colaborare, poate, cu Parlamentul, pentru că am văzut că nu există. De ce nu? Prin președinte la nu sunt președinte de camere. Nu, la camere. Mulțumesc. Și îmi cer scuze pentru... Da. Mulțumim domnului consilier Felician Duica pentru expunerea interesantă la tablou legislativ referitor la memoria națională a existența victimelor, da? Comunismului. Continuăm.